România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi este ultima ediție de România în direct din acest sezon. N-a fost unul tocmai ușor, poate cel mai greu de până acum, pentru că lumea, societățile au mereu un recul după crize majore și odată ce pandemia a dat semne de liniștire la noi, lucrurile se așezau mai greu până la intrarea într-un ritm firesc. De asta am și stat să mă gândesc mult astăzi despre ce ar trebui să vorbim într-o ultimă ediție. Cele mai complicate zile aici la România în direct sunt atunci când avem multe subiecte și toate la fel de importante pentru viața noastră. De exemplu, astăzi o să avem o ordonanță legată de sănătate, avem un corp de poliție în genunchi și nu numai atât. Dacă e să te uiți peste știri, o să găsești mereu câte o grozăvie. Dar mi se pare corect la final de sezon să vorbesc despre altceva. În fiecare zi, eu și voi aici rostim lucruri critice la adresa cuiva. Sigur că sunt și fapte bune, da. Mă rog, în general critice. La adresa unui guvern, a unui ministru, a unor responsabili din diverse zone, la adresa unor sisteme întregi. Așa că e corect să vorbim și despre presă, care până la urmă este liantul dintre toate acestea și societate. Da? Și liantul dintre voi și decizia statală până la urmă. Sau ar trebui să fie. Ca să zicem, până la urmă, ca urmare a ce se întâmplă în presă, să iau decizii, voi vă formați opinii sau chiar vă dați votul, nu? Funcție de ceea ce citiți. Și, ca de la orice sistem, bănuiesc că aveți multe așteptări. Mai este un lucru care m-a îndemnat să fac această dezbatere astăzi. Un studiu făcut de Reuters și de Universitatea din Oxford în întreaga Europa, evident și în România, situează Europa FM în topul încrederii voastre în presă. În fapt, Europa FM este pe locul 3 în topul încrederii, după ProTV și Digi24, cu 72%. Mai mult, suntem cel mai de încredere radio din România și de asta suntem onorați și vă mulțumim profund. Știu munca de zi cu zi a colegilor mei, știu ce fac și de asta mă bucur pentru acest rezultat, așa cum mă bucur și de audiențele noastre. Ați făcut aici cea mai ascultată emisiune de radio de la această oră și vă mulțumesc pentru asta. Dincolo de bucurie, este însă și multă amărăciune în povestea asta. În anul pandemiei, încrederea în presă a crescut, dar de fapt, pe ansamblu, aceasta nu este mai mare de 42%. De fapt, majoritatea românilor mai curând nu au încredere în presă. Nu este un fenomen național, este unul prin care trec mai multe societăți, unul care arată și starea lor. Doar Finlanda se poate lăuda cu o încredere în presă de peste 70%. Cu siguranță ceva rău s-a întâmplat și de asta eu am astăzi curajul să mă expun la criticile, întrebările, percepțiile voastre. Mai ales că România trece și printr-o criză de dezinformare. De exemplu, mai bine de jumătate dintre români spun că au văzut dezinformare despre COVID și peste 40% spun că văd zilnic dezinformare despre politică. Suntem în compania următoarelor state: Africa de Sud, Nigeria și Brazilia. Nu e nici de rău, nici de bine, acolo suntem. Dar totuși, cum putem face mai bine? Și ce anume să facem mai bine? Despre asta e dezbaterea de astăzi, când voi ne spuneți nouă, uite, în această ultimă emisiune din sezon, uite, aici greșiți din punctul meu de vedere, mi-aș dori să îmbunătățiți asta. 0372069599 vă întreb așa: ce aștepți de la presa din România? De ce ești dezamăgit? De ce vezi zilnic la televizor, auzi la radio sau citești pe site-uri, că print mai rar, nu prea mai cumpără lumea? Cum alegi să ai încredere într-o instituție de presă sau nu? Da, cum îți faci tu această chestiune a încrederii? Și, de fapt, cum te ferești zilnic de dezinformare care circulă pe o multitudine de canale? E o emisiune în care să ne analizați și pe noi, nu numai restul societății. Facem și noi parte din zona asta. 0372069599, România în direct, e o emisiune
liberă și care așteaptă cu încredere să spuneți ce aveți de zis. Ovidiu este primul care deschide dezbaterea noastră. Salutare, Ovidiu! Salutare! Da, te-am ascultat la început și puțin mai încolo o să-ți dau, din păcate, un exemplu negativ chiar de la Europa FM de acum vreo două luni de zile din buletinul de știri. Dar înainte de asta aș vrea să spun că, la fel ca în orice domeniu, atâta timp cât autoritatea care reglementează presa, și aici mă refer la CNA, nu impune sancțiuni celor care mint sau omit în mod intenționat să ofere informații clare, obiective, reale, normal că patronii trusturilor de presă, funcție de interesele personale pe care le au, vor ghida, să zic așa, pe cei de la știri să prezinte știrile cum vor. Știm foarte bine, există, și mi-asum răspunderea, Antena 3 și Realitatea, care este pro-PSD, Newsweek, deja care este pro-PNL. Deja te-ai aruncat într-o zonă și ai zis, mamă, opțiuni ideologice, și vine un patron și îi pune pe ăștia să facă lucrurile. Nu-i foarte simplă discuția asta, așa? Crezi că așa se întâmplă? Păi atâta timp cât vezi că de ani de zile se întâmplă, nu e foarte clar? Nu cred că este întotdeauna clar. Experiențele mele arată că e destul de greu să-i dai cu varga peste degete unui ziarist ca să spună ce vrei tu. Uite, bine, hai să-ți dau exemplu, dacă accepti, un exemplu negativ de la știrile voastre de acum două luni. Da. Pot să spun? Da, sigur că da. Acum două luni de zile s-a prezentat o știre în felul următor. Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, dorește carantinarea orașului. Autoritățile județene, deci plural, fără a se specifica care sunt aceste autorități, nu sunt de acord. Realitatea a fost cu totul alta, ceea ce înseamnă că s-a mințit în acel buletin. Ce înseamnă? Nu Dominic Fritz dorea carantinarea, ci Comitetul pentru Situații de Urgență, care era format, nu știu, din vreo 36 de oameni, din care au votat vreo 20 ceva pentru, și nu autoritățile județene au fost împotrivă, ci un singur om, Alin Nica, care non-stop Consiliul de la alegerile locale la președintele Consiliului Județean. Adică această scrie... numai că el nu a ieșit niciodată ca președinte al Consiliului Județean, deci ca autoritate, ci a ieșit pe persoană fizică cu atacuri. Cum vrei să spui acest lucru? Vezi, astea sunt nuanțele din știri. Cum adică președintele Consiliului Județean se dezbracă? Autoritate. Președintele Consiliului Județean se dezbracă de haină și zice, eu aici vă vorbesc ca persoană fizică? Ce, Doamne, iartă-mă, vorbim. Păi puțin, dar nu dăm un comunicat? Ce dacă cum? Ești reprezentant al unei instituții, uite, omul, tu, de exemplu, ești moderator acum la radio, da? Da? Ești și persoană fizică și moderator, lucrezi la un post de radio. Îți permiți să vorbești orice prostie pe post? Nu. Că trebuie să-ți asumi răspunderea ca moderator. Păi și domnul acela nu și-a asumat răspunderea pentru ce spunea? Păi nu, pentru că dacă atacă non-stop și nu iese cu un comunicat al unei autorități, nu. Este clar că face cel taie capul ca persoană fizică. Nu este adevărat. Comunicarea nu se face pe persoană fizică și pe persoană, conducător de președinte al Consiliului Județean. Bun, dar acum hai să revenim la știrea de la Europa FM. Deci era cum a fost prezentată, trunchiat. Păi nu, cum corect? Deci în mod indirect a fost atacat o persoană, nu mă interesează culoarea politică, atenție, să nu mă înțelegi greșit. Dar v-am dat un exemplu, eram la prânz, mâncam și auzeam și zic, fii atent, și după două zile se constată că e cu totul altfel informația. Citez. Nu o persoană a vrut ceva și nu autoritățile plural, fără a se specifica de către colega ta că o femeie a prezentat știrile. Care sunt acele autorități? Ce persoană? Adică citez. Totul era la 180 de grade. Dominic, îți dau un alt exemplu de la Nu-mi dai alt exemplu pentru că... Da? Citez. Dominic Fritz, carantina este necesară. Punct. Da. Păi, tu... Nu. Că, păi da, dar nu el a hotărât. Citește încă o dată fragmentul, că uite, vezi, în situația asta ajungem. Citim aceleași lucruri și exact. Ne întrebăm diferit. Citește din nou ce exact. Mi-ai citit. Exact. Deci nu Dominic Fritz a hotărât că el și-a exprimat părerea este una. Dar Comitetul de Situații de Urgență a hotărât. Cum suna știrea pe care mi-ai citit-o? Cum sună știrea pe care mi-ai citit-o? Că Dominic Fritz
dorește carantinarea Timișoarei și după aceea în știre, dar poți să verifici, deci, a hotărât. Asta era și treaba asta. Nu, tu mi-ai citit mie ceva care dar este perfect. Dar eu ți-am citit numai prima parte, într-adevăr, dar te rog să verifici și uite așa se induce subtil în eroare populația, mai înțeles? Ce a indus în eroare? Dominic Fritz își dorea carantinarea și a și spus acest lucru, iar Alin, cum îl cheamă, nu își dorea acest lucru. Asta da, Alinica, nu autoritățile județene. El este autoritatea județeană. El este autoritatea județeană. Dar scuze, nu, eu consider în continuare că e o știre corectă a colegilor mei, nu te supăra. Dar asta este, poate, dacă vrei, o nuanță mai groasă, o tușă, dar aici nu a fost nicio minciună. Îmi pare foarte da. Mă rog, în sfârșit, uite, îți mai dau un exemplu de la Digi24, Cosmin Prelipceanu, apoi i s-a oferit lui Clotilde Armand posibilitatea să, cum se spune, când cer să dezminți. Să dezminți, drept la replică, nu? Să dea un drept la replică, da. Așa, e, până la dreptul la replică, milioane de telespectatori au fost păcăliți. Cosmin Prelipceanu apare și plus nu-mi place în presă stilul ăsta de telenovelă. Hai să anunțăm bombastic, breaking news, rupere de suflete. Da. Trebuie să agităm populația ca să atragem telespectatori sau ascultători sau cititori. E, asta este iară o lipsă de profesionalism, o lipsă de obiectivitate. Da. Și Cosmin Prelipceanu anunța zeci de mii, deci așa, ca o mamă, sfârșitul lumii, zeci de mii de cetățeni din sectorul 1 riscă să rămână fără internet. Da? Și a trebuit să apară primarul sectorului 1 să zică nu, pentru că am vorbit cu, mă rog, firmele care au internet și așa mai departe și nu se va întrerupe internetul. Da, de ce nu m-a sunat pe mine? Întâi să mă întreba ca primar, se va întrerupe sau nu? Întâi să verificați. Nu pot să zic despre această chestiune, căci nu o stăpânesc, îți mulțumesc tare mult, dar din câte îmi dau seama, dreptul la replică a fost acordat dacă acolo există o greșeală. Și atenție, nu cred, de aici o să mă acuze lumea că eu o să am spirit de castă, că apăr. Nu cred că o știre se poate redacta cu toate punctele de vedere existente într-un despre acel subiect deodată. Sigur că ea are și follow-up-uri, cum spunem noi. Așa se întâmplă în mod obișnuit. E un proces obișnuit de lucru, din punctul meu de vedere. E aproape, cum să zic, visător să crezi că are cineva capacitatea de a rezolva într-o știre toate unghiurile acelei povești. Cristi, salut! Bine ai venit la România în direct! Salut, Cătălin! Sper că sunt în direct, nu știu sigur. Da, ești în direct, sigur că te aude. În numele meu e Cristi, ascult emisiunea de mult timp, de foarte mult timp, erau și alți realizatori înainte, mi se pare o emisiune obiectivă, dar are niște carențe. Adică eu vreau să mă refer strict acum la Europa FM, n-aș vrea să spun despre alte posturi, pentru că nu poți fi tu responsabil sau postul Europa FM de ceea ce spun ceilalți, chiar dacă sunteți în aceeași branșă. Eu, având conexiuni, sau mă rog, cumva cunoștințe despre domeniul ăsta silvic, forestier, vânătoare, cinegetică, am observat o anumită interpretare a presei legat de acest subiect. Și una din remarcile pe care eu le-am observat, și mă refer acum la Europa FM, mă refer chiar și la emisiunile tale, este că în mare parte a fost invitat la emisiune sau i s-a cerut părerea doar unei singure părți, și anume ONG-urile de mediu, care, din păcate, și mi-asum și pot să dau exemple concrete, vin cu niște dezinformări crase, și îmi pare rău că voi nu le verificați. De exemplu, un invitat al vostru pe mediu vine și spune, cumva girat politic, din păcate, că în România se taie în fiecare an 20 de milioane de metri cubi de pădure ilegal. Acela este un raport al unei instituții din România. Da, dar adică acel este raport, al statului român, raportul respectiv. Nu, este o interpretare a ceea ce scrie în raportul acela. Și l-a asumat, ministrul mediului dinainte de Tanțoș Barna. Tocmai de asta am zis că este un cumva girat politic.
Dar dacă îmi dai voie, dau explicația până la capăt. În raportul acela, sunt trecute, e vorba de inventarul fondului, inventarul forestier național. A fost făcut în două cicluri, ciclu 1 și ciclu 2. Și a făcut un raport, într-adevăr, în care, pe niște eșantioane de fond forestier... Da, știu, și a venit Octavian Berceanu aici și a zis, domnule, nu o luați așa chiar mot-a-mo aici. Sigur, sunt niște interpretări. Eu mi-aduc aminte destul de nuanțat aici, da. Eu nu pot să contest până la capăt un raport al statului român. Eu pot să-l pun la întrebare, pot să aduc niște invitații. Până la capăt. Da. 30 de secunde. S-a dat în raportul fondului forestier posibilitatea de a se interpreta, pentru că există un punct de vedere al fostului ICAS, sau cum se numește acum Institutul de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură, Marin Drăcea, care spune foarte clar, nu ne putem asuma aceste valori, pentru că datele pe care am lucrat sunt insuficiente. Este un comunicat pe care acest ICAS l-a dat pe site-ul lor. Bun. Deci, și nuanțele... cei de la ONG-uri au luat această cifră de 20 de milioane, care nici măcar nu se taie anual, în primul raport pe care l-au dat cei de la... Dar care e reproșul la adresa presei? Că nu o să rezolvăm asta. Reproșul la adresa presei este că a fost chemat doar respectiv ONG care a spus permanent acest lucru. Dom'le, să taie 20 de milioane de metri cubi anual. 20 de milioane de metri cubi anual. În primul rând, ilegal. A fost și domnul Berceanu, a fost și ministrul Tanțoș Barna, care au vorbit despre acest lucru, iar în emisiunea despre silvicultură, cred că au intrat numeroși silvicultori care au exprimat exact punctul de... Au intrat numeroși silvicultori. Reproșul meu este că odată nu a fost invitat măcar un profesor de specialitate sau cineva de la o anumită facultate, că o fi fost de la Brașov, de la București sau din alte părți, de la Cluj, de la Suceava. Există numeroși profesori, numeroase cadre didactice care pot da explicații foarte pertinente și foarte argumentate legate de situația pădurilor, legate de situația urșilor. L-aș ruga pe domnul Păun să meargă și să stea un an de zile acolo într-o pădure unde vine un an de zile ursul toată ziua și omoară animalele. Sunt de acord cu tine, n-am nicio problemă. Să vină și să spună când că am făcut emisiune despre urși, au vorbit numai oameni din această perspectivă. Am auzit emisiunea. Aia te-a mulțumit. Nu neapărat că m-am mulțumit. Au fost niște oameni care au reușit să intre în direct, dar nu a fost cineva invitat care să stea cu tine în studio. Nu și tot timpul poate să am invitat. Domnul Păun n-a fost niciodată invitatul meu. A fost prezent la emisiune. Nu. I s-au cerut păreri telefonice. Domnul Păun a fost în direct în debutul emisiunii cu... Ai dreptate, în debutul emisiunii, cred, cu urși. După care a fost contracarat de diversi cetățeni. A vorbit vreme de 5 minute. Ideea este invitația să se facă într-un mod obiectiv. Domnule, chemăm pe ăla pe ONG-ul respectiv, care, mă rog, are și el dreptatea lui și interesele lui, dar haide, domnule, în contrapartidă să-i chemăm și pe cei care ne pot da niște argumente. Corect. Și niște date. De asta există această emisiune și îți mulțumesc tare mult. Această emisiune este deschisă. De asta sunt liniile deschise pentru voi. Asta face această emisiune. Sigur că nu avem spații pentru toate lucrurile din lume sau pentru toate explicațiile din lume, dar în general îi invităm pe cei care ridică o problemă sau pe unii care explică. O să ajungem și la punctul respectiv. Țin seama de ceea ce mi-ai spus în momentul acesta. Salutare, Andrei. Bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin. Nu mă aștept să mă lauzi. Da. Poftiți? Zic, nu aștept niciun fel de laude, ca să zic așa, după cum ai văzut în primele telefoane. Nu vreau să te... dacă e de lăudat laude, eu mai mult o să fiu un pic critic. Vreau să spun că n-am o apartenență politică, dar sunt un fidel ascultător al Europa FM de când a apărut și al emisiunii tale. Ca să spun fără laude, ce nu-mi place? Unul, nu-mi place că de când s-a apărut ideea asta că guvernul ar fi dat în ajutor presei pe vremea pandemiei, eu am sesizat că presa s-a orientat un pic pro acest guvern. Și au apărut emisiuni în cadrul principalelor, să zic, trusturi de presă, care invită diversi oameni doar din guvern, ceea ce nu era până acum. Un alt lucru care nu-mi place la Europa FM
că majoritatea emisiunilor sunt prezentați, să zic, răufăcători doar din PSD și este subliniat că sunt din PSD. Clar, să se audă, să se vadă. Adică, și la colegii tăi foști, colegi de dimineață, pe care i-a spus... Să nu zic infractori, cum zic ei. De fiecare dată, exact cum ne spunea nouă la școală pe vremuri și acum subliniați cu roșu. Mi-am notat lucrul ăsta de multe ori. Nu știu ce să zic. Se spunea, X a făcut nu știu ce. Da, este infractor și este din PSD, nu știu ce județ. Dacă un om este trimis în judecată ieri sau este urmărit penal, ieri colegii mei au dat o știre despre un cetățean care este urmărit penal, fost membru al guvernului Cioloș. Și cum să zică? Nu știu, ți-am spus, asta este, să zic, neplăcerea mea. În rest, ce să zic, cred că este destul de greu să fii un ziarist și un jurnalist și un trus de presă obiectiv în ziua de azi. Eu ce înseamnă obiectivitate? Adică, când spui obiectiv, la ce te aștepți? Obiectivitatea este, de exemplu, ce s-a întâmplat acum cu Cătălin Tolontan. Adică... pe care la fel îl apreciez. Adică atâta vreme cât a făcut dezvăluiri despre PSD, a fost foarte apreciat. În momentul în care a început să facă dezvăluiri despre cei de acum, a fost chemat la ADN, sau unde mi-a fost chemat. Păi plângerea tot de un domn de la PSD e depusă, na? Nu știu ce să zic, dar... Îți spun eu că plângerea e depusă, nu? De domnul primar al sectorului 4, care e acolo, în zona aia, nu? Eu așa știu. Așa știu. Nu știu, eu nu știu de cine este. Acum, asta spuneam, eu vă ascult, să zic așa, cu plăcere și pe tine și când ai fost la celălalt rus de presă și când ai fost dimineața și apreciez faptul că menții o linie, să zic, cât se poate de obiectivă în situația de față, pentru că toată lumea nu poate fi împăcată. Asta e clar. Obiectivitatea... Nu ai avea cum să ai spațiu să-i tai pe toți și pe ceilalți și pe... Și ca să spun, nu mi-a plăcut un lucru care l-a spus un predecesor de-al tău, Robert Ucescu, care a fost primul la emisiune. L-am ascultat tot așa în fiecare zi până când a spus că românii sunt puturoși și nu vor să muncească într-o emisiune și în altă emisiune a spus că învățământul românesc este praf, a scos rebuturi pe bandă rulantă și înainte de 89 și după și... Asta nu zisese Traian Băsescu? Nu, a zis Robert Ucescu clar în emisiune. Atunci am zis punct și la revedere și am încheiat ascultat. Da, uneori îi mai apucă și pe oamenii de la microfon furia, să știi, adică... Da, acolo la persoana respectivă a fost o orientare pro-Băsescu foarte, foarte, foarte clară. Cred că o fi spus în contextul dezbaterii de atunci despre școală. Dacă ții bine minte, președintele Băsescu a spus că școala românească scoate doar tâmpiți. Parcă așa, parcă așa. 2007-2008, ceva de genul ăsta. Din păcate, eu știu, eu am lucrat în învățământ și chiar pot să spun și chiar pe vremea aia ai noștri îi cam băteau pe mulți pe la olimpiade, cum era și la gimnastică. E adevărat, dar vezi, când o să facem, Andrei, discuția asta, eu o să te întreb, dacă tot avem olimpici atât de buni, de ce țara merge atât de prost? Păi, Cătălin, dacă îmi permiți, o să-ți spun de ce. Din două cauze. Olimpicul bun, dacă vrei să lucre pentru tine, trebuie să-l plătești la valoarea lui, să-l lași să lucreze și să-i creezi un mediu. Și a doua cauză este că domnul Băsescu a spus, nu vă convine, plecați. Și cei buni medici au plecat, profesor, toți. Eu am avut coleg care a plecat și câștiga într-o vacanță în străinătate cât câștiga într-un an în România. Ziariștii nu pot să plece că au bariere lingvistice. Mulțumesc mult, Andrei. Obiectivitatea pură cred că nu poate fi atinsă, dar atenție să nu confundați obiectivitatea cu ceea ce credeți voi. Adică, uite, domnule, dacă a zis de bine despre ai mei, este obiectiv. Dacă a zis de rău, nu mai este obiectiv. Că nu așa se construiesc lucrurile astea. Cred că e un proces mai complicat al obiectivității. Și e o doză de echilibru care, la un moment dat, s-ar putea să te enerveze. Dar nu înseamnă că oamenii aceia nu mai sunt obiectivi. Sau că nu fac exerciții în fiecare zi să fie obiectivi. Aici nu vorbesc pentru întreaga presă, vorbesc pentru jurnaliști în care am și eu încredere,
așa cum aveți și voi. De foarte multe ori greșim, de foarte multe ori nu avem toate informațiile, de foarte multe ori nu avem informațiile pe care le aveți voi, dar eu, cel puțin, eu încerc în fiecare zi să îmbunătățesc niște lucruri. Astăzi v-am rugat în ultima ediție a României în direct din acest sezon să ne spuneți de ce v-a dezamăgit presa din România. De aici a plecat dezbaterea noastră. E rândul lui Mihai. Salutare! Cu stimă! Bună, Mihai! Alo! Te ascultăm! Auziți? Sigur, sigur! Da. Mă bucur că am reușit să intru în legătură cu noastră. Eu aș vrea să dau un pic timp înapoi. În perioada de campanie electorală, la un moment dat, în Moldova s-a prezentat un clip în care un reporter... Care campanie? Care campanie? În campanie electorală de acum vreo 6 luni, 7 luni. Pentru Parlament, da. Okay. Pentru Parlament, da. Uh-huh. Un reporter intervieva un viitor candidat și l-a întrebat pe viitorul candidat care sunt puterile în statul român. Și domnul candidat a răspuns: puterea judecătorească, a mai stat și s-a mai gândit și a mai spus încă o dată puterea judecătorească, l-a mai întrebat reporterul încă o dată și iar a spus puterea judecătorească și până la urmă reporterul i s-a făcut milă de acest candidat și i-a spus și celelalte două puteri care dânsul le considera care exista în statul român. Pot să vă întreb și eu pe dumneavoastră care sunt, după părerea noastră, puterile din statul român? Îmi dai un test? Încercăm. Nu, mulțumesc. Nu-l accept, pentru că lucrurile nu funcționează de maniera asta. Și știi de ce nu funcționează? Totuși, să vă spun mai departe. Mă scuzați că v-am întrerupt. O să vă spun mai departe că până la urmă i s-a spus legislativ și executiv. Dar eu aș considera, așa cum zice și domnul Cezar Preda, că presa ar trebui să fie una dintre marile puteri din statul român. Iar ceea ce constatăm mulți dintre noi este că presa devine o instituție care slujește numai puterea în statul român. Și nu este deloc obiectivă. Iar dacă țara e prost, mare parte din aceste lucruri care merg prost, merg prost pentru că dumneavoastră le-a permis unora din politică să meargă mai departe cu mârșăviile pe care le-au făcut. Stai un pic, că nu ați luat atitudine, nu i-ați criticat. Sunt multe lucruri spuse deodată. Și nu pot să răspund la toate dintre ele. Adică îți dai seama, ai făcut 4 afirmații una după alta și fiecare ar merita câte o emisiune. Bun, păi atunci dacă dorim să le detaliem puțin. Cum se întâmplă ca presa să slujească puterea? Adică cum întreaga presă, că asta e afirmația ta, întreaga presă slujește putere. Păi ce, numai ieri? Este afirmația mea pentru că în momentul în care, de exemplu, un grup de reporteri se duc să-l prindă pe primul ministru, pe domnul președinte, sau pe cine mai reușesc ei să mai prindă din conducerea statului român, se duc și încearcă să-i spună: vai ce grozav sunteți, vai ce bine arătați, vai ce grozav. E o confuzie. Eu mă uit la conferințele de presă ale președintelui Iohannis și nu este deloc... Nu spune decât 2-3 vorbe. Nu, uneori, în timpul pandemiei, a stat de vorbă și câte o oră jumate, 2. Și am văzut ziariști care au pus întrebări foarte grele la acele conferințe de presă. Și cărora le-a răspuns în 2 peți. Bun, și aici, ce vinovăție aduceți presei în contextul în care spuneți că presa este Ar trebui insistat și devoalate tot felul de afaceri, tot felul de... Nu sunt devoalate afaceri în România? Adică, scuzați-mă, e o generalizare. Haideți să deschidem împreună. Eu v-am spus cam care sunt. Deci ar trebui să vă considerați una din principalele puteri ale statului român și să acționați ca atare. Dacă deschideți site-ul Rise Project în momentul ăsta, veți găsi imediat o serie care se numește Oameni și măști. O serie în care ziariștii de acolo au arătat modul în care statul român a importat măștile alea, unele de proastă calitate, pe bani foarte mulți. Din această serie și din cea făcută de Recorder, s-a dus la demiterea unui om foarte puternic din funcția unei instituții de stat. Cum adică nu se fac dezvăluiri? Presa din România este plină de dezvăluiri. Domnul Stribea, dacă dăm puțin timp înapoi, începând de pe vremea lui Băsescu, care a permis multora să se ridice și a permis multe nenorociri și a făcut multe nenorociri în statul român,
ținând cont de faptul că încă de la afacerea cu fratele Mircea și cu țiganii și cu filmulețul pe care nicio televiziune la vremea respectivă n-a dorit să-l prezinte, care, mă rog, televiziunile bănuiesc că fac parte din presă. Cum a fost prezentat celebrul film? Era peste tot. Filmulețul celebru mi se pare că a fost prezentat, mai știu, pe la Antena 1 sau la Antena 3. În rest, nimeni n-a vrut să-l primească. Și am înțeles că au fost pe la mai multe televiziuni până când cineva a avut curajul totuși să primească filmul și să-l distribuie. Nu știu despre asta. Dar mai departe, cu afacerile dubioase făcute de miniștri și așa mai departe, presa ar trebui să stea tot timpul pe astfel de subiecte. Da, eu cred că... Vă mulțumesc tare mult. Nu, cred că avem o neînțelegere, adică haideți să nu ne punem percepțiile în slujba rostirii unor opinii totale. Cum? Adică nu sunt dezvăluiri în presa din România. Doamne iartă-mă, dar sunt dezvăluiri unele proaste, care sunt nedocumentate. Adică mie uneori îmi face impresia că presa din România nu-și verifică, nu-și întemeiază foarte bine subiectele dacă duce lipsă de dezvăluiri. Nu cred. Cu asta aș putea să fiu mai puțin de acord. A, că nu lucrează la capacitatea la care ar trebui să lucreze? Că nu pot să facă tot ceea ce v-ați dori voi și că nu răspund la toate chestiunile astea? Plus că nu faci o critică generală? Da, se poate. Dar nu cred că, până la urmă, ăsta e rostul total al presei. Dan, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit! Vă salut cu respect! Cred că ați avut nevoie de ceva curaj să faceți emisiunea de astăzi. M-am gândit de 3-4 ori. Să știi că mi-era ușor să fac altă emisiune. Cel mai ușor mi-era. Da, sunt convins, dar în sfârșit a venit și rândul nostru. Da, și vreau să vă spun, eu acum nu vreau să mă refer la presă în general, vreau să mă refer în mod strict la Europa FM, pe care o ascult de foarte, foarte, foarte mult timp, de la primele emisiuni cu Robert Succes, cu toți ceilalți. Și vreau să vă spun că în ultima vreme s-au schimbat foarte mult lucrurile. Și ce nu-mi convine mie, pentru că nu sunteți echidistanți. Adică vă plac anumite subiecte, apăsați tare pe ele. Vă dau un exemplu scurt. Acum s-a întâmplat zilele trecute, la una din emisiunile noastre, ați prezentat acea discutabilă... cum să spune, în școli, cu asta sexuală. Educația sexuală, da. Scuze. Așa, cu educația sexuală. Deci, din punctul meu de vedere, ați prezentat-o doar dintr-o anumită direcție. Nu ați lăsat pe ceilalți să discute despre subiectul respectiv. Ceilalți... Nu ați lăsat, dimpotrivă, ceilalți care aveau altă opinie în defavoarea acesteia. Cum? Dar a fost o emisiune... Stați un pic. Nu, am ascultat-o. Păi, a fost o emisiune deschisă, nu a fost cu telefoane emisiunea respectivă? Ba da, dar am văzut direcția în care postul dumneavoastră merge. Adică înspre educație sexuală în școli. Dar sunt atâtea alții. Eu sunt de acord. Dar eu sunt de acord cu educația sexuală în școli. Nu am ascuns lucrul ăsta. Eu nu sunt de acord și aș fi avut nevoie ca să aveți o emisiune în, așa, pe direcția asta la altă. Hai să vedem ce nu-i bun în educația sexuală, dar nu am auzit decât ce e bun. Și nu e adevărat. Dar n-au intrat oamenii în direct care au spus exact ce nu este bun? Adică eu țin minte telefoanele pe de rost, că au intrat oamenii în direct. Ok, domnul Striblea, da, e adevărat, dar direcția care o dați dumneavoastră, cum vorbea un antevorbitor despre puterea în stat, care e presa, dumneavoastră aveți o direcție fină care merge înspre ceva. Vă dau un alt exemplu, vis-a-vis de vaccinare. Nu e fină deloc, stați un pic, că nu e o direcție fină. Dacă întrebați mai mult, eu vă spun 100% că o să vedeți că nu vă contrazic, domnul meu, o secundă, că nu v-am contrazis. Dimpotrivă, v-am zis, eu unul cred în educație sexuală în școli. Bun. Un alt exemplu, vis-a-vis de vaccinare și vaccin. Atâta s-a bătut monedă pe la începutul anului. Vaccinul ăsta a dus cu militari, la minus nu știu cât, la nu știu cât, probleme, așa. Și acum, dintr-o dată, îl vedem că se face pe marginea grătarelor. Și nimic,
Nimic nu se aude din partea dumneavoastră. De ce e așa oare? Adică ce? Un alt lucru vreau să vă spun, persoane care nu... Nu înțeleg reproșul. Și dacă nu-l înțeleg, nu vă pot explica. Nu, că ar trebui să aveți niște știri de ce totuși vaccinul e permis să se facă la plus 30 de grade. Păi e interzis? Nu, de ce se poate face la plus 30 de grade? Că ar trebui să fie transportat la minus 80 de grade. Nu e niște frigidere, domnul meu? Ok. Nu mă interesează, eu am văzut cum se chiar vă interesează face, că să strică vaccinul? Asta vreți să spuneți? Nu mă interesează deloc. Vreau să vă spun de persoane care nu-mi convin la Europa FM. Aceeași persoană care le știe pe toate, Cristian Tudor Popescu. Domnilor, ne-am cam săturat. Credeți-ne. Da, eu le știe pe toate, de la tenis, la medicină, la microbiologie, la tot se pricepe. Mie îmi place. Nu se poate așa ceva. Nu, se pricepe la câteva lucruri, dar să știți că noi, în general, la emisiunile astea ne dăm opinia. Văd că și dumneavoastră vă dați opinia, nu? Adică... Da, și mulțumesc pentru că am tocmai avut... Ați avut o opinie că vaccinul se strică la plus 30 de grade. Acum, îndriptuită, neîndriptuită... Nu, nu e opinia mea. Eu am vrut doar să aud o știre de la dumneavoastră. Totuși, cum de se permite ca acel vaccin atât de special se poate face, adică se poate administra și la plus 30 de grade? Pentru că e scos din frigider. Când el trebuia neapărat ținut în niște condiții speciale. Noi am explicat. Se aduce în condiții speciale, după care câteva zile poate să stea într-un frigider obișnuit, timp în care se consumă dozele. Numai nu cred că se scoate, că în momentul în care îl scoți din frigider, se și strică. Okay. Dar mâine îmi dați voie, înțeleg că asta au fost niște probleme. Mâine e bine că fac emisiune cu bullying-ul la Deșteptarea României? Vă dau, dacă vreți, un interviu, vă dau o înregistrare despre bullying. Vis-a-vis de bullying, aveți, restanțe grozave. Iată, o rezolvăm mâine. Vă mulțumesc atunci pentru încrederea acordată. Mâine facem despre bullying la Deșteptarea României. Mai avem loc, Sorin, în emisiune? Da? Am fost astăzi paratrăsnet, dar... E bine așa, pentru că odată trebuie să vă mulțumim pentru încredere. 72% dintre voi au încredere și cred că au încredere și tocmai datorită faptului că putem avea dialogul acesta, care mi se pare absolut fascinant, dincolo de toate relele pe care le vedem pe Facebook. Spunem linia nouă, nu? Ștefan, salut, Ștefan. Bună ziua, Ștefan din Suceava. Salut, Ștefan. Îmi pare foarte bine că am reușit să intru în direct cu tine, Cătălin. Cătălin, deși este o mare diferență poate între noi, dar mă gândesc că e mai bine așa să ne tutuim. Okay. Că am reușit să intru mai în general, și locul în care lucrez e cel mai ușor să ne apropiem și să încercăm să construim. Pentru că eu consider că unul din scopurile voastre, a celor din jurnalist, este de a construi împreună cu noi, bineînțeles, noi ar trebui să fim un fel de agent care să vă aducă în față lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și care ne deranjează. În primul rând, e adevărat, ar fi foarte bine dacă am putea să aducem și ceva bun. Adică lucrul întâmplă, cum ai spus despre olimpici. Da, olimpicii pleacă din țara noastră pentru că sunt marginalizați. Eu am trăit jumătate din școală în comunism, jumătate în partea asta după 90 și cumva am prins foarte mult din partea asta de înlăturare a celor care sunt vedete, să zicem așa, din punct de vedere profesional. Și normal personalitățile lor au suferit și atunci au plecat. Foarte mulți colegi de-ai mei au plecat din țară pe motivul ăsta, pentru că au fost marginalizați. Și îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar unul din scopurile astea ar trebui să fie al jurnalismului din România. Citesc multe să-i aducem înapoi pe oamenii ăștia? Da, ar putea să-i aduceți prin a promova oameni care sunt pregătiți. Am văzut
îmi pare rău, de emoții. Am văzut câteva emisiuni și la posturi de radio, bineînțeles, inclusiv și tu ai adus în față foarte mulți oameni capabili, de interviuri și așa mai departe. Și știu că domnul dinainte poate să se va supăra, dar domnul Cristian Tudor Popescu, CTP, cum îi zicem noi pe scurt, eu cel puțin în jurul meu așa îl consider că e un om pregătit, deși provine chiar dintr-un mediu în care teoretic jurnalistul n-ar avea ce căuta, dar este la baza oricărui domeniu jurnalismul. Eu așa consider că toate informațiile pe care le găsim în jurul nostru, noi ne culegem, le trecem printr-un filtru. Filtrul ăsta este educat. Și livrăm mai departe obiecte, eu le zic obiecte, din păcate, informatică în spate, noi. Să știi că să cam întrerupe, Ștefan, dar am prins mesajul tău. Din păcate nu mai pot merge mai departe că se întrerupe legătura asta. Dar îți mulțumesc pentru cuvintele bune, da? De fapt, ceea ce ai spus se rezumă în felul următor. Jurnalismul este la baza societății. Chiar dacă ne place sau nu ne place, în fiecare zi știrile livrate de colegii mei din diverse redacții sunt cele care intră în discuția noastră. Pe baza lor ne formăm opiniile, pe baza lor luăm deciziile. Cum să spun, s-ar putea ca unele dintre ele să conțină greșeli. S-ar putea ca unele să nu fie complete. Dar când au valoare de știre, sunt aproape sigur că lumea face eforturi în presă să vă dea informații corecte. Când vorbim însă de opinii, de manipulare, de încercarea de a obține diverse scopuri din transmiterea știrilor respective, atunci, într-adevăr, se complică. Și poate va trebui să avem o discuție, chiar și în breaslă, și cu voi, despre ideologie, despre libertate și capacitatea jurnalistului de a se ralia unor astfel de lucruri. Primesc cu mare plăcere reproșurile voastre. Este important să știu ce gândiți. Poate unele dintre ideile mele nu vă plac, este firesc să fie așa. Dar și eu văd un mod de funcționare al societății noastre. Eu cred că până la urmă avem aceleași obiective. Ceea ce ne desparte este drumul, nu? Cred că vreți bunăstare, liniște și pace pentru societatea noastră, așa cum îmi doresc și eu. Ce ne poate despărți uneori este pasul sau calea pe care o alegem în a ajunge acolo, sau modul în care le echilibrăm pe toate astea. A fost un exercițiu teribil pentru mine. Vă mulțumesc tare mult și poate îl mai facem din când în când. România în direct ia o pauză aici, până la toamnă, când se întoarce să vorbească din nou despre societatea românească. Mâine e deșteptarea României, vă aștept și acolo să vorbim despre bullying. Vă doresc spor la treabă tuturor! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.